Amăgiți de promisiunile aleșilor și probabil sătui de termene nerespectate, salariații de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și-au încetat protestele. Luni dimineața, după două săptămâni în care și-au strigat nemulțumirile, angajații RAN nu au mai ieșit în stradă pentru a protesta. În această dimineață, doar 5-6 oameni au păzit sediul prefecturii, unde mers însă prea mărunt pentru a atrage atenția factorilor decizionali și totodată opri de frigul și ploaia pe care oamenii au fost nevoiți să le îndure. În acest weekend, sindicaliștii RAN și cei Minei Huznicioara au cerut prefectului convocarea unei ședințe de dialog social, în urma căreia li s-a promis oamenilor că revendicările le vor ajunge chiar și pe masa guvernului și a parlamentarilor. Astfel s-a făcut o interpelare către Ministerul Energiei, în urma căruia există posibilitatea ca guvernul să plătească pentru achiziția 6 tone de apă grea, găsindu-se în acest fel bani pentru plata salariilor restante. Amăgiți de cele discutate în cadrul ședinței de dialog social, oamenii nu au mai ieșit în stradă, însă nici nu sunt prea încrezători în cele discutate în cadrul întâlnirii. Motivul este unul cât se poate de simplu. Soluția la problemele pe care le ridică nu stă nici în pixul prefectului, nici în cel al parlamentarilor și nici măcar în cel al guvernului. Cel direct responsabil de plata salariilor celor care încă își desfășoară activitatea pe platforma Romac Prod este lichidatorul judiciar Remus Borza. Însă dacă problema nu le va fi soluționată în timp util, oamenii sunt hotărâți să iasă din nou în stradă. Sunt luni de zile în care nu și-au primit banii, iar timpul trece. Creditele și ratele de la bănci le bat la ușă. Copiii le cer de mâncare, iar salariații RAN fac în tot acest timp muncă voluntară.